Vreau să vă spun, oameni buni, că am fost pentru o zi profesor la o grădiniță dintr-un sat dâmbovițean. S-a întâmplat la inițiativa Asociației Ovidiu Ro, care încurajează părinții să le dea copiilor șansa la educație și îi ajută să-i trimită pe cei mici la grădiniță. Să știți că și dumneavoastră puteți să contribuiți la educația unor copii trimițând un SMS cu textul grădi, atât, grădi, la 8844. Vreau să vă spun că vă abonați, atenție mare, vă abonați astfel să donați 2 euro pe lună pentru programul Fiecare copil în grădiniță. Cei mici trebuie să poată merge tot anul la grădiniță. Donația poate fi oprită, să știți, oricând, trimițând acela SMS grădi stop la același număr 8844. Vreau să priviți ce copii frumoși și ce povești am descoperit la grădinița din satul Iazu, de acolo din Dâmbovița, unde am fost profesor pentru o zi, și o să vă rog să dați SMS. Acesta este numărul 8844. Chiar e nevoie ca acești copii care reprezintă viitorul acestei țări să poată să aibă acces la educație. Se poate? Hai noroc, măruță! Satul Iazu din județul Dâmbovița se află la o oră de București, dar la secole distanță de nivelul de educație considerat normal pentru o țară din Uniunea Europeană. Singura speranță a copiilor de aici, crescuți într-o sărăcie lucie de a-și depăși condiția, este programul Asociației Ovidiu Ro, Fiecare copil în grădiniță. Susținător convins al inițiativei, Cătălin Măruță a acceptat să fie profesor pentru o zi la grădinița din sat pentru copiii din grupa mijlocie. Surpriza cea mare a fost să descopere că are un tiz printre cei mici, un puști de 5 ani pe care preotul din sat l-a botezat Măruță. Bună dimineața, copii, ce faceți? Bine! Așa, liniștiți, sunteți! O să fiu profesorul vostru pentru o zi, o să vă citesc o poveste, vreți? Da, am înțeles că voi oricum aveți un măruț aici. Știi ce mă cheamă pe mine? Cum te cheamă pe tine? Măruță. Te cheamă Măruță? Hai noroc, Măruță. Câți ani ai? 5. 5 ani? Și îți place aici la grădiniță? Îți place? Astăzi o să-ți citesc o poveste. Ce? Că nu m-am doare capul. Te doare capul? Și nici n-am început să citesc povestea, stai să vezi după aia. Copiii ăștia vorbește încep, eu vorbesc tare. Am gura mare să vorbesc tare. Tu ai gura mare să vorbești tare, nu? Pe așa am și o gura mare și vorbesc tare la televizor. Așa, stai picior peste picior. La fel și tata e al meu, are gura mare. Tata e al tău. Am înțeles. O carte mare de tot, copii. Ia uite aici. Sunteți pregătiți să o citim? Da! Știți cum se numește? Găinușa roșie. A fost odată 4 prieteni. Într-o zi, găinușa cea roșie ciugulea prin curte. Găinușa, ați văzut, după ce a alergat și a mâncat semințe, scrie aici că s-a dus la cei 3 prieteni și i-a întrebat: cine vrea să mă ajute să plantăm aceste semințe? Care sunt prietenii? Mai țineți minte? Ușelușu, pisicuța și rățușca. Bravo! Deci ați văzut, găina s-a dus la prieteni, prietenii ei au zis: nu te ajutăm. Și ea s-a dus singură și a plantat semințele de grâu și a crescut grâul. După care, găina roșie și-a întrebat prietenii: cine vrea să mă ajute să mănânc această pâine? Păi porcul imediat a zis: da, da, rața, și eu, și eu. Pisica: o, și eu, și eu, imediat vreau. N-au muncit, dar vreau să mănânce pâinea caldă. Și fii atent, găina roșie ce zice: ba nu, o vom mânca noi, cei care am și muncit pentru ea. E, dar povestea e în felul următor, că dacă ai prieteni, da? Dacă ai prieteni, trebuie să-i ajuți. Adică dacă prietenii își cer ajutorul, trebuie să-i ajuți. Cine știe să cânte? Eu! Ia! Batel, fuzele, se vârte zboriștile, rândurica și așa zboară. Bravo! Măruță, tu ne spui o poveste, ceva? Nu știu. Eu știu doar la biciclete. Doar la biciclete vrei? Eu știu să pedalez la biciclete. Da? Doar atâta. A, am înțeles. Lasă că vine și așa. Bicicleta mea se vede, așa sunt mereu la fâne. Mm-hmm. Odată capul meu de fâna s-a blocat și nu mai are un de frână. Fai, bine, păi trebuie să ai grijă. Mereu un cadenator la biciclete. Deci Măruța are o problemă cu bicicleta lui. Sunteți foarte frumoși toți și eu mă bucur că v-am cunoscut și să ascultați de doamnele educatoare. Să fiți cu minți. Eu mai vin pe la voi dacă mă mai primiți. Mă mai primiți? Da! Bine. Gata, mulțumesc!
La finalul vizitei, Măruța a avut parte de o surpriză. A fost așteptat la poarta grădiniței de oamenii din sat, care au vrut să-l felicite. Hai, noroc, ce faceți? Sunteți bine? Fanul numărul tău! Ești fanul numărul tău? Sunt fanul tău! În ce clasă ești? A patra! În clasa a patra? Da! Mamă, ce mare ești! Baftă la școală! Da! Bine. Mulțumim! Vă pup tare, pa, pa! Ia să te aia și până la coșul de gunoi! Am întrebat de ea! Și zic! Să nu mă deocheați! Copiii nu poate să vină la școală, e foarte amărât. Asta e. Lasă că am văzut că au o grădiniță frumoasă și ești. Aia, cu ajutorul la un proiect. Cu ajutorul proiectului, da, uite, grădiniță frumoasă. Să duceți copiii la școală. Da, e foarte important să duceți copiii la școală. După întâlnirea de la grădiniță, Măruța a fost în vizită la două dintre fetițele pe care le cunoscuse acolo. A văzut cât de greu le este copilelor acasă și a stat de vorbă cu mamele integrate în program care primesc un tichet social în valoare de 50 de lei pe lună, pentru că își trimit copilul la grădiniță. Am fost la grădiniță, am văzut-o acolo pe Maia, cea mai mică din grupa ei, 3 ani, și acum am ajuns la ea acasă. Să rămână foarte frumos la dumneavoastră aici. Foarte curat, foarte... Suntem 6 persoane, aici haideți, aici mâncăm. Haideți aici, 6 persoane în camera asta? Da. Și bine că aveți, o dați pe Maia la școală, la grădiniță. O dăm că pentru că e timpul ăsta cum este, cu vedeți și dumneavoastră. Noi suntem analfabeți și eu și soțul, muncim cu ziua unde găsim. De la ce vârstă ați dat la grădiniță? Chiar anul ăsta. Da? Anul ăsta, 3 ani, da, primul an. Face 4 ani acum, pe 29 februarie. Pa, Maia! Pa! Te pupăm! Pa, frumusețe mică, deci te pupăm! Să rămână, sănătate! Să rămână! Ce faceți? Bine! Lavinia, ce faci? Ne-am văzut la grădiniță și acum am zis să vin și pe la tine pe acasă. Ea este Lavinia, are ceva probleme cu auzul. Da. Nu? Trebuie să vorbim mai tare cu ea. Da. Salut! Salut! Pe tine cum te cheamă? David! David? David, bravo, am și un băiat pe care îl cheamă David. Știm, după el i-am pus numele. După David i-a spus numele. Am înțeles. Ce faceți? Bravo că o lăsați pe Lavinia la grădiniță. Da, păi este important pentru toți copiii. Nu, e ușor, e foarte greu. Câți copii aveți? 4 copii am. Câți ani au? Cea mai mare are 10 ani, face în iulie. Să-i lăsați să meargă la școală, să meargă la grădiniță? Asta îmi doresc cel mai mult, ca ei să meargă cât mai înainte în școală. Să... Copiii merg până la clasa a 4-a sau până la clasa a 8-a și apoi renunță. Mai ales că învață foarte bine, e important să meargă și la liceu. Aici la noi se fac doar 8 sau 10 clase. Da, mami, da. 8 sau 10 clase se fac aici și după aceea trebuie bani ca să ținem mai departe. Știu, dar să știți că sunt și niște burse la liceu și da, chiar dacă pare greu eu îmi primele doresc luni, în tot sufletul după aceea să meargă mai departe. Să le ajutați să meargă mai departe. Doar Lavinia are probleme. Lavinia, da, are probleme. Cu auzul, nu? Cu auzul și... Acum, are aparat, nu? Dumnezeu, da, are aparatele. Gata, și-o băbu. Aveți grijă de voi, bine? Bine? Bă, să nu răcești. Pa, pa, copii, pa, să mergi la școală. Pa, 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 pa. Grădinița de la Iazu strânge mulți copii defavorizați din comunitatea dâmbovițeană și îi pregătește pentru anii de școală. Anii aceștia înseamnă pentru ei o șansă la un viitor mai bun. Campania declanșată încă din 2010 de Ovidiu Ro a schimbat deja comunități defavorizate și mecanismul de atragere spre educație preșcolară, tichetul social de 50 de lei pentru grădiniță, a devenit din 15 februarie lege pentru toată țara.